Nu uita, și tu poți să fii o stea. O mică steluță pășește pe scenă în aplauzele dumneavoastră, Nicoleta Rotaru. Draga mea, Nicoleta, ți-a fost doar de mine? Da. Și mi-e foarte tare. Ești atât de frumoasă, ce codițe frumoase ai. Data viitoare, la emisiunea viitoare, o să fac și eu codițe. Crezi că mi-ar sta bine cu codițe? Sincer, acum, că eu știu cum sunteți sinceri. Da. Dar mă ajuți, că nu mă descurc singură. Da. Nicoleta, dar am nevoie și de fundițele din părul tău. Bine. Gata, mi-am descurcat și eu care credeam că zici nu. Și tu o să rămâi fără ele, da? Nu, că am altele. Bine, mă bucur. Nicoleta, succes. Mulțumesc. Acolo în culise. Mă ajutați la cumpărături. Bineînțeles, recunosc că ne-ai lăsat așa oarecum. Așteptam încă ceva. Ne-ai lăsat puțin surprinși. Într-adevăr, mare provocare pentru tine să vii într-un concurs cu o piesă cu ritmuri diferite. S-a simțit puțin... Nu erai sigură unde trebuie să intri, așa-i? Pe negativ. Nu prea. Bineînțeles, te-ai descurcat cu mici ezitări și scăpări, dar asta peste vreo 15 ani să vezi ce bine o cânti. Oricum, mă bucur că ești în semifinalele, poți să fii o stea. Îți doresc mult succes pe viitor și felicitări pentru prestația ta de astăzi. Mulțumesc! Chiar dacă aparent piesa aceasta pare piesă ușoară, este o piesă destul de grea, să știi. Pe lângă faptul că trebuie să o cânti foarte bine, trebuie să ai și o mișcare scenică pe măsură. Un pic nu mi-a plăcut că ai stat în același loc. Erau lipite picioarele unul de celălalt și atât. Încearcă data viitoare ca să fii una cu cântecul, ceea ce cânți și trăiești. În momentul respectiv, tot trupul tău se va mișca pe ritm muzică. Să înțelegi ceea ce cânți. Să simți ceea ce cânti. Nu a fost dezastru, să nu crezi, nu te desfințezi acum, ai fost frumoasă.
Ai cântat bine, ai avut mici ezitări. Asta este vârsta, vei învăța pe parcurs din ce în ce mai mult să te înconvingi, pentru că ești ambițioasă și nu degeaba ai venit la post să fii o stea. Dar să ai grijă la detaliile acestea și mult zâmbet. Te rog frumos. Felicitări! Mulțumesc! Nicoleta, ai fost deosebită și mie mi-a rămas în minte gestica ta din preliminarele de la Pot să fiu o stea. Și pe mine asta m-a impresionat plăcut. Ai prezență. Și e foarte important în viață, sunt importante provocările. Ai ales cu siguranță, Maria Neag, care este cea mai în măsură să spună, ai ales o piesă grea. Dar faptul că ai acceptat această provocare la vârsta ta e deosebit. Și cu siguranță traiectoria ta de artistă va fi deosebită, dar vorba ta... Știi cum făceai din deget? Să nu uităm de școală, da? Te felicit! Felicitări și eu! Mulțumesc!